este dovedit de către oameni care n-au niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Că pornografia injectează atâta dopamină în creier, încât distruge simțurile prin care experimentezi plăcerea obișnuită. Oamenii care vizionează pornografie sunt incapabili să se bucure de lucrurile obișnuite ale zilei, devin stresați, se retrag din societate, se izolează, încep să aibă comportamente ciudate, nu se pot relaționa normal la persoanele de sex opus pentru că le văd ca pe niște obiecte sexuale și totdeauna le văd dezbrăcate. Ajung în depresii, ajung să experimenteze stres neobișnuit în multe situații. Asta face pornografia. Nu aduce niciun fel de sănătate personală, psihică, spirituală, emoțională, niciun fel de sănătate pentru personalitatea ta.